Era vara lui 2015, august, și niște elevi din Constanța s-au trezit să citească legea educației. Pare un pic ciudat. Niște elevi au citit legea educației. De obicei, elevii nu prea citesc legea. V-ați dorit, de exemplu, la școală să învățați un pic despre legi, să învățați despre cum trebuie să fie societate, despre cum ar trebui să fiți cetățenii societate după ce terminați liceul. Da. V-ar plăcea chestia asta? Se întâmplă la oră? La dirigenție faceți chestia asta? Să învățați despre ce, cum este organizat stat, despre dreptul la vot? Bun. Să revin la povestea mea. Erau niște elevi în august 2005 și s-au apucat să citească legea educației. Și au văzut ei acolo că elevii din a 11-a 12 trebuie să primească manuale gratuite. Asta în condițiile în care, pe vremea aceea, în 2015, elevii din ciclul liceal superior, a 11-a 12 nu primeau manuale gratuite. Trebuia să plătească manualele. Cine este acum 11-a? Primi manuale gratuite? Da. Bun. Acum, le folosiți? Da. Asta, nu da mai șoptit așa. Ok. Deci trebuia să primească manuale gratuite și nu le primeau. Dar voi acum le-ați spus că ți-a lăsat să schimba ceva. Din momentul ăla din 2015, august și până acum, octombrie 2017, s-a schimbat ceva. Hai să vedem cu povestea de astăzi ce s-a schimbat. Aceia elevi din Constanța, după ce au văzut că legea educației nu se respectă și că elevii nu primesc manuale gratuite, au vrut să oare la sursă, la sursa problemei. Sursa problemei era Ministerul Educației. Ministerul Educației care refuza să respecte drepturile elevilor la manuale gratuite. Elevii aceia din Constanța au avut discuții cu Ministrul Educației, s-au dus, au pus problema, au cerut să se respecte legea și să primească elevii manuale gratuite și au primit urmare, nu, prima oară. O ușă închisă în nas. După s-au dus la București, iar și-o întreabă geamă. Atunci, după o săptămână, Ministrul Educației a recunoscut că încalcă legea. A zis că, ok, încălcăm legea, le-a public chestia asta la televizor. Dar a zis că nu mai avem timp acum, că e septembrie deja. Nu avem timp să facem licitație și o să dăm fiecărui elev 55 de lei ca să-și cumpere manuale. O sumă insuficientă, cu care elevii din Constanța nu au fost de acord. Pentru că nici cei din Constanța, nici cei din Timișoara, nici cei din Cluj, nici elevi din România, de banii aceia, nu își putea cumpăra toate manualele. Nu au avut bani efectiv pentru a-și cumpăra toate manualele de care avea nevoie. 55 de lei putea cumpăra maxim două manuale. Între timp, în toamna aia a căzut guvernul, s-a schimbat guvernul și elevii din Constanța au mers la nou ministru și au fost din nou problema. Acel ministru a zis din nou că nu vrem să dăm manuale gratuite, noi nu încălcăm legea, nu știți voi să citiți. Legea se respectă și elevii nu vreau să dăm manuale gratuite doar până așteptăm clasa a 10-a. Chestia asta au spus-o toți ministrii dinaintea lui până din 2011 și până atunci. Elevii din Constanța au fost insistenți. Au mers din nou și din nou, au apelat și la presă, au zis și public că Ministerul Educației nu ne respectă dreptul și nu ne dă manuale gratuite așa cum ar trebui să primim. Până la urmă, după, s-au uitat mai bine în lege și au văzut următoarea chestie. Dacă mie mi se calcă un drept, dacă Ministerul Educației nu respectă dreptul, trebuie să fac în așa fel încât să mă lupt pentru ca el să fie respectat. Și au văzut că au acolo o portiță în lege și anume să dea în judecată Ministerul Educației și să ceară instanței să oblige Ministerul să acorde elevilor manuale gratuite. În luna ianuarie 2016, elevii din Constanța au făcut o cerere la Minister, cerere prealabilă, plângere prealabilă, și au spus Ministerului că dacă în 30 de zile, cum scrie la lege, nu dați manuale gratuite la elevi, a 11-a 12-a, vă dăm în judecată. Și o să cerem în instanța să ne acorde manuale gratuite, sau să vă oblige pe voi să ne acordați manuale gratuite. Normal că au spus că nu. Au zis un răspuns și au zis că nu, noi nu încălcăm legea, nu o să dăm manuale gratuite. Și în luna februarie, elevii din Constanța au mers la curtea de apel Constanța, de liceu Eminescu, acolo frumos, au depus o chemare de judecată, au plătit 50 de lei față de timbru și au cerut instanței curții de apel Constanța să oblige Ministerul Educației să acorde elevilor din 11 și 12 manuale gratuite. După, au mers la ministru, au vorbit iar cu ministru. Parcă a revenit la gânduri mai bune, parcă a zis că, dar poate că dreptate, greșit, că ne-am uitat mai bine în lege. Pentru că niște oameni, care se numesc juriști, i-au spus acelui ministru educației că, da, elevii au dreptate și o să pierdeți procesul. Și între timp asta s-a și întâmplat. În luna iunie 2016, Curtea de Apel Constanța a dat o hotărâre și a zis în felul următor. Acceptăm cererea, obligăm Ministerul Educației
să demareze achiziție publică pentru cumpărarea de manuale gratuite pentru elevi din clasele 11 și 12, din ciclul cel superior. În momentul ăla, cu hotărârea instanței, elevii din contact acolo la Ministerul Educației și au spus felul următor. Uite, hotărârea, până în toamnă, manuale gratuite la elevii de 11 și 12. Și anul trecut, septembrie 2016, a fost primul an când toți elevii din România au primit manuale gratuite din partea Ministerului Educației, la 11 și la 12, pentru că, în sfârșit, se respectă legea. Ce s-a schimbat? Ministerul a fost forțat în instanță de niște elevi să respecte legea și să aporte manuale gratuite. Manuale pe care până atunci s-au așa elevii dinainte și le cumpărau și dădeau la profesorul din sală poate să le confirme, nu știu, 300-400 de lei pe an pentru acele manuale, pentru acele materiale minime de studiu de care aveau nevoie la clasă, pe care le foloseau la clasă, de pe care învățau chiar și pentru examenul de bacalaureat. Bun, de ce am făcut povestea asta? Acei elevi, ca să închei povestea, acei elevi erau elevi din Asociația Elevilor din Constanța. Niște elevi din Constanța, prima asociație independentă a elevilor din România, care au obținut respectarea unui drept în instanță pentru toți elevii din România. Efectiv, pentru toți elevii din România. Toată afacerea asta a costat Ministerul Educației undeva la 30 de milioane de lei, 8 milioane de euro, și a fost paralizarea în aplicarea legii cu 5 ani de întârziere. Bun. De ce am spus povestea asta? În primul și primul rând, ca să vă dau un exemplu că se poate. Câți dintre voi vreau să ridicați mâna sus, v-ați gândit într-o dimineață prosteană că ați vrea să schimbați ceva, ați vrea ca ceva să fie altfel. Mâna sus. Ok. Asta e Remus. Bun, aici am văzut două mâini ridicate. Unde erau? Voi două. Te rog, la ce te-ai gândit? Al tău personal. Ok, și tu? Doar pentru ei se pune că din bani și noi, practic, trăim și muncim pe bani puțin și ei trăiesc. Ai un exemplu? Aveți un exemplu concret? Sau la o dată? Ok. Bun, deci v-ați gândit la chestia și v-ați gândit că s-ar putea, v-ați dorit să schimbați ceva în sensul ăsta. Bun. Ce vreau să vă spun eu este că se poate. Dacă îți dorești să schimbi ceva în societate, dacă dorești să faci ceva din cum este în prezent, să se schimbe în felul în care tu îl gândești, se poate chestia asta. Se poate, dacă faci și ceva în sensul ăsta. Dacă stai și te uiți pasiv de pe margine, automat nu se va schimba nimic. Pentru că decidenții, cei care sunt la butoane, prin ghilimele, făcând cu termeni academici, nu vor face o schimbare decât dacă va veni ceva de pe margine, care se numește în termeni academici societate civilă, care sunt un fel de plin de pază, dacă nu vor veni ei să-i spună decidentului, fă chestia asta, schimbă în felul ăsta, cu siguranță aceste lucruri nu se vor întâmpla. Școala nu te învață să vorbești în public. Efectiv, școala nu te vorbește în public. Școala te învață mai degrabă să ai cam plecat, să nu îți pui punctul de vedere. Și pe asta te bazau și ei când ne spuneam nouă, când ne dădeau până afară. Se bazau pe faptul că școala România se pregătește, școala românească pe ansamblu, ca mentalitate, se pregătește pentru a fi un cetățean pasiv, care tot după care efectiv nu își pune punctul de vedere atunci când îl are și vrea să schimbe ceva. România a trecut prin aproape 50 de ani, prin jurul de secol de comunism, în care oamenii nu își puteau spune singuri și liberi opiniile, în care erai cenzurat atunci când doreai să spui ceva. Și în 27 de ani de libertate de democrație, în România nu era mai această lecție. Că dacă nu îți pui punctul de vedere și dacă nu ceri ceva, acel ceva nu se va întâmpla sub nicio formă. Nimeni nu poate citi gândurile și nu poate ști că tu dorești acel ceva dacă tu nu spui. Dacă cetățeanul nu merge și la vot și între cele două sesiuni de votare să spună că eu cetățeanul doresc asta. De exemplu, vă doriți ca școala voastră să se schimbe modul de predare a unor profesori. Știați că aveți dreptul prin statutul elevului ca la fiecare cea de semestru să acordați feedback profesorilor. Fiecare dreptul ăsta. La cel fiecare semestru, aveți dreptul prin statutul elevului de anul trecut să primiți formulare la clasă, la cel fiecare semestru, prin care să acordați în mod anonim
Feedback e tot important care vă dă la clasă. Feedback în care să-i spuneți cum vă dori în bine să schimbe actul de predare. Îți zic la ce nu se întâmplă. 9 de la fără. Studiu științific, studiu făcut științific. 9 din 10 de nivelul Constanța nu și-au putut anul trecut exercita acest drept. Dar știi de ce? În primul rând? Pentru că nu cunoșteau. Dacă nu-ți cunoști drepturile, dacă nu știi ce drepturi ai, cu siguranță nu vei putea să-ți ce. Primul pas ca să cer să-ți reprezentat un drept este să-l cunoști. Noi dacă nu citeam legea educației și vedeam că avem dreptul la transportul ca la un drept, la manuale gratuite, la curse școlare, cu siguranță dacă nu știam, nu mergeam mai departe.